Nu a trecut mult timp de când o bucată de tencuială a unui bloc turn din strada Primăverii s-a desprins și a lovit puternic o adolescentă care se îndrepta spre școală. De această dată, luni, o bucată mare de tencuială s-a desprins de pe clădirea fostului cinema Luceafărul, dar din fericire, de data aceasta nu a mai existat nicio victimă. Riscul rămâne însă în continuare unul ridicat, deoarece în interiorul acestei clădiri funcționează acum un magazin, care în momentul impactului a fost închis. Chiar dacă acest pericol local îi pândește pe botoșăneni într-o mulțime de locuri din oraș, autoritățile și responsabilii prezintă maximum de indiferență. Cei de la Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani, în frunte cu inspectorul șef Mihai Platon, s-au arătat surprinși de cele auzite, dar nu au oferit absolut nicio explicație, motivând că pentru orice declarație oferită este nevoie de acordul celor de sus. Dacă cei de la inspectorat nu au avut nimic de spus, botoșănenii și-au expus părerea vis-a-vis de această problemă. Problema asta trebuie rezolvată pe plan local, ce trebuie să ajung la București. Ce acord de la București? De aici, domnule, local. Deci am înțeles, da, dar se poate și accidente. Se întâmplă și accidente chiar. Dar cred că trebuie să vină cineva să rezolve problema, că alea cad. Uitați-vă, nu-s bine prinsi deloc. Cât timp trebuie să treacă până când autoritățile să ia măsuri sau sunt în așteptarea noii victime? O plimbare pe trotuarele din Botoșani a ajuns ca o cursă cu obstacole. Tencuiala se poate desprinde și poate cădea oricând pe aleile circulate de pietoni.